Am vorbit și despre proiectul care deja câțiva ani în urmă a fost lansat de asamblare a troleibuzilor la Chișinău. Acest proiect va fi extins și anul acesta. Deja au fost asamblate 15 troleibuze. Vom continua și discutăm acum pentru reînnoirea întregului parc de la Chișinău, atât mai mult că belarușii ne oferă și posibilitatea de creditare prin intermediul băncii de dezvoltare de aici, de la Minsk, și vreau să vă spun că oferta este una foarte atractivă. De asemenea, un interes separat este față de autobuzele electrice, unul dintre care l-am testat chiar noi astăzi, și acesta este de fapt transportul public de viitor. Ne dorim aceste autobuze și la Chișinău. În sensul acesta am discutat despre constituirea chiar unei întreprinderi mixte, astfel încât la Chișinău nu doar să asamblăm pentru necesitățile noastre, dar dimpotrivă să avem posibilitatea să exportăm și în alte țări, deja ca un produs care este produs sau asamblat nemijlocit în Moldova.